Miruna ne arată că și ea este fericită și că poate este într-o relație, nu știu. Spune ceva de genul surpriza de duminică, un buchet de trandafiri superb, lângă tine te ador, lângă tine zbor. Miruna mai scrie P.S. I love you. Deci este o persoană pe care o iubește deja. Atunci este clar că este bine, cel puțin. Și și o bucur foarte tare și pentru ea, pentru că, uitați, lucrurile s-au aranjat pentru toată lumea. Am senzația așa că au pierdut patru luni din viața fix de geaba și mă refer la tot parcursul lor. Nu știu dacă au învățat ceva din această emisiune. Cu siguranță Cosmin a avut niște lecții de învățat. Acum Miruna, nu știu, văd ce aș fi putut să învețe. În fine, e bine că toată lumea e fericită, da?